sărite și da. Plecăm pe rând. E, vremuri, vremuri când ne distram frumos. Chiar și cu Oana Zăvoranu, care acum are, iată, aceste probleme, pe acea, în acea perioadă eram mult mai liberi și ferice. Cred că este Oana la telefon. Până, hai să facem, să vorbim cu Oana și apoi dăm materialul. Să rămână Oana. Te pup, principesa. Hei, principesa, ce surpriză! Principesa, mi-era dor de așa mine, ceva. De care spuneai tu. Așa, vă rog mult să ridicați, să ridicați un pic volumul și în platou să audă. Sau vorbești tu, să vorbești tu, Oana, la telefon, să nu vorbești pe speaker, nu știu, facem cumva. Stai. Că se aude. Gata, mă auzi mai bine? Gata, perfect. Gata, ce faci, okay, principesa? Okay. Te pup, principesa, ce să fac? Cu probleme, cum suntem noi aici, din generația asta, șmecheră. N-am fi și noi liniștiți o perioadă mai lungă de timp. Nu o să poate, principesa. Da, o să se adune până la urmă astrele, să iasă Mercur în retrograd. Și că peste 12 ani, sau nu știu ce se întâmplă în februarie, acum durează 12 ani. Păi, principesa, te ascultam până să mă bagi ce vremuri. Da, da. Ce viziuni. Îți dai seama. 2000. Dar tu rămâi iubirea mea, chiar dacă ești un burac acum așa. și tu ești măritată. A fost un moment când am început să sperăm cu toții. Da, nu-i am problemă. Văzut un pic cu... Să vă dea Dumnezeu sănătate. Da. Să ne dea Dumnezeu sănătate. Am văzut un pic cu ochiul stâng, după 2-3 zile am văzut și poate. Exact. Cum e treaba asta cu medicul Furtună? Este cel cu care ați pornit voi la drum afacerea cu clinica, nu? Da, Dane, da. Păi și ce v-a făcut să vă certați? Nu prea, știi, Dan, eu mie nu-mi place să mă ascund după degetele de la picioare și așa, fiind un proces penal, nu pot să vorbesc. Ok. Dar am să pot să vorbesc, cum să spun, așa, pe alocuri. Pendelete, da. Când se va termina. Spun unor câteva secunde, să spun niște chestii, da, este vorba de doctorul, okay. Este vorba de doctorul care ne-a propus să deschidem această clinică. Clinică care, a cărui propunere a venit fix la vreo 2-3 luni după ce am intrat în posesia moștenirii. Deci se știa, practic, de fapt că Oana Zăvoranu are bani. Are bani, da, corect. Are bani, da. Și atunci, printr-o întâmplare întâmplătoare, a apărut domnul doctor cu mințel, de familie bună, intelectual, care mi-a făcut această propunere care mi s-a părut foarte ok. Da, investițiile în domeniul medical au mers 90% din ele, sau într-un procent mare, habar nu, au mers foarte bine și au sporit mult banii, pentru că corect, sănătatea costă. Și merg în continuare, Dan. Da. Dar ceea ce nu știu dacă știe lumea, dar tu știi cu siguranță, este că eu, spre deosebire de alte persoane, am făcut această clinică din temelii, cu banii proprii și personali. Așa e. Nu cu împrumuturi, nu cu... Așa este. Poate că asta a fost o greșeală. Greșeala mea a fost că m-am băgat într-un malaxor fără să știu. Dacă acei bani îi băgam într-un film sau într-o televiziune, da, știi cum, eu dăm Doamne minte, dar apoi asta e, atât am știut la momentul în alte afaceri, nici cu televiziunea nu cred că mai e, pentru că sunt aceste grupuri mari pe piață care adună cam 90% din bugetul de publicitate și e foarte greu să te impui. Dar mă rog, puteai face orice altceva. O puneam noi cu emisiune, de un podcast, nu din ăsta făcut la fiecare scară de bloc. Acum tot înțeleg, da, ai fi vrut să investești într-un domeniu în care te pricepi. Sau într-un film, într-un serial, în ceva. Uite, da. Dar domnul doctor, partea vătămată, ca să zic așa, a venit cu o propunere atât de frumoasă, încât am zis, domne, haide să fac lucrul ăsta, este un lucru bun, este un lucru curat, decât să am cimitir. Da. Mai bine să am o clinică medicală unde să pot să fac oamenii. Să salvez oamenii, să n-ajungă la cimitir. Da. Exact. Da, corect. Numai că lucrurile sunt mult mai murdare decât știu oamenii, decât se știe. Din păcate, oamenii se dau victime tocmai atunci când nu sunt. Am înțeles. Deci tu ai descoperit un alt caracter decât cel pe care... Din păcate, da. Din păcate, nu pot să vorbesc mai mult pentru că am face patru luni. Un singur lucru te mai întreb. De ce ai fost tu atât de dependentă de acest om? Pentru că într-o construcție de acest gen există mai mulți oameni care iau hotărâre și poate că nu e bine să pui
în mâinile unui singur om toată puterea, știi? Adică pare că el singur a putut să distrugă toată afacerea. Da, am fost dependentă pentru că acest om este un tip inteligent, trebuie să recunosc, și a știut să, cum să spun, ca o caracatiță să mă învăluie și aparent te-a convins. Că știe să se ocupe și de asta, și de asta, și de asta, pentru că, iată, am făcut, știu, sunt în domeniu, o fire calmă, caldă, când vrea. Acum că el nu mai își aduce aminte că a vrut să îi nășim pe ești pe nevastă, sau că nu mai își aduce aminte că făcea snapchat-uri, că nu mai își aduce aminte că să hăzuia și să crizea și brusc am devenit balaure și s-a speriat atât de tare. Da, asta mi s-a părut și mie, asta mi s-a părut destul de șocat. Un bărbat să se sperie atât de rău de... Ce puteai să-l faci? Doar nu te duceai cu toporul să-i dai. Nu, deci astea sunt niște exagerări. Tu ești un geamăn autentic și un băiat super smart și cred că oamenii, mulți dintre ei care se uită, înțeleg mai mult printre cuvinte. Când se dorește ca un om să fie băgat la apă, să-i se creeze probleme și pe altul să-l faci din... să-l speli, să-l faci... Da, o perioadă clinica a mers ok, nu? Dane, cu clinica asta sunt foarte multe de spus, pentru că am scăpat de unul și am dat de altul, pe care probabil că o să-l fac star pe micile ecrane în curând și pe el. O perioadă foarte chinuită, cu eforturi supranaturale, această clinică a funcționat, Dane, pentru că această clinică a făcut bani foarte mulți. După această clinică s-au îmbogățit fabulos absolut toți cei care au trecut pe acolo. Știu că la un moment dat am avut nevoie, puteai găsi loc la... Voi aveați un RMN sau CT? Ce aveați? Un RMN, un CT, un RMN, da. Știi? Care sunt, da. Sunt astea din București, care sunt câte mai sunt funcționale, săracele, de la spitale de stat sau pe la clinici private, sunt foarte aglomerate. Și cineva îmi spunea, vezi că are Oana un RMN adus acum nou și încă nu e atât de mare aglomerație. A fost cât pe ce să vin să fac atunci. Dane, să știi că aveam oameni care veneau, ne călcau pragul, erau mulțumiți. Aveam contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Asta zic, că premisele au fost bune la început. Au fost foarte bune, tocmai de aceea, cu cât premisele au fost bune și mergea clinica, cu atât s-au adunat muștele și gândacii care trebuiau să strivească. Pe românește și a vrut mai mult, adică asta ne pot spune, s-a întins mai mult la cașcaval, cum s-ar spune? S-a întins foarte mult la cașcaval, da. Nu mai mult. Și repet, vezi, Oana Zăvoranu asta e în toate felurile. Și chiar am să vin să spun și în față în față. O să vin în platou, promit să vorbim ca pe vremuri. Vezi, pe Oana Zăvoranu toată lumea o face în toate felurile. Dar, ce să vezi, toată lumea, persoane de față sunt excluse, toată lumea care a dat mâna, financiar vorbind, ca business, cu Oana Zăvoranu, s-a îmbogățit. Pe Oana Zăvoranu au încercat să o sărăcească, iar ei de unde mâncau șaorma pe capotă, mergeau cu mastiz, deși aveau 250 de. Eu te știu din perioada în care nu aveai banii, adică, mă rog, știe toată lumea treaba asta, cu mult în perioada în care nu aveai banii, ca pe o tipă extrem de generoasă. Adică niciodată nu te-am văzut chitroasă cu nimic. Niciodată. Cu nimic. La nivelul... Da, nici n-o să nu fiu, de milionară la care ai ajuns după aia, da? La nivelul meu. Eu dacă am două geci, nu contează, și îmi cer una, ți-o dau. Pentru că zic, bă, mie îmi dă Dumnezeu că-s norocoasă, să-mi dă alta. Păi să nu uite așa lumea ce revoluție am făcut pe dorobanți când ți-ai donat hainele. Hainele sau când... Pe care poate puteai lua 10.000 de euro, dacă corect, stăm de gând. Corect. Dar asta, Dane, de-aia mie Dumnezeu o să mă ajute tot timpul. Și din această mizerie o să ies. Pentru că asta este o șicană, o mizerie. Hai să-i facem Luana un dosar penal ca să nu poată vorbi. Pentru că dacă nu era penal, stăteam 3 luni de zile și îți garantez eu că îți duceam emisiunea pe primul loc. Dar de ce penal? Păi s-a speriat, domnul doctor. S-a speriat foarte tare. Păi de și la ce te-a încadrat? La șantaj? La șantaj, da. L-am speriat. Deci știi cum, am înțeles. Și cu tu te-ai scăpat vreodată la nervi? Da. Te-ai scăpat vreodată la nervi? L-ai amenințat cu ceva? Nici eu, dacă poți să ameninți un om că îi faci plângere penală sau te duci la poliție, dacă asta se cheamă amenințare,
na, cum să-l ameninți? Când eu am avut nenumărate discuții. Trebuie să aibă o dovadă ca să deschidă dosarul ăsta, nu? Adică s-a dus cu ceva. Păi a făcut el niște chestii schite, l-au învățat niște domni și doamne ce să facă, ca să pară o victimă și eu un călău, că eu sunt aceasta. Intenția finală fiind să-ți ia clinica cu totul? Nu, intenția finală, probabil, poate, nu știu, nu vreau să mă pronunț aici, am mai multe informații. Intenția finală fiind să rămână cu ciordeala fără să spună nimic de el. Asta a fost intenția finală. Te-aș găsi pe tine persoana care să închidă gura și ochii. Da, ne vezi că după el a venit alt șarlatan, care mi-a furat mai mulți bani. Și uite că tac, pentru că încă nu este momentul să... Avea lucruri. Legătură cu el? Adică era... Astăzi am aflat că de fapt erau o cașcă mai mare. Iată, zic, grup infracțional? Nu pot să dovedesc încă, dar spun că unul din ei este Andrei Țârdea, din oamenii, adică asociatul domnului Furtună este Andrei Țârdea. Fostul soț al Alexandrei? Frații Țârdea. Da, cred că a fost o soță. Cred, dacă sunt poate fi frai, dar frasul, da. Da, sunt cunoscuți prin oraș de zeci de ani. Da. Sunt cunoscuți. Adică oamenii se cunosc între ei, doar eu nu-i cunoșteam, știi? Ei se cunosc cu toții. Imaginile pe care noi le avem, nu știu dacă tu vezi acum la televizor, sunt de la tine din clinică? Stai puțin nu. Să văd că ba nu da, știu. Ba da, sunt în clinică. Da. Da, nou, frumos, elegant. Tamam bun tăciordit. cumva, da. Dane, sunt foarte... Nu că sunt mâhnită. Nu-s nervoasă. Te simt, da, te simt. Pentru că, cum să spun, îmi dau seama cât de... Ești mâhnită mai degrabă pe tine? Pe mine, cum Dumnezeu, eu cu flerul meu... Dar vezi, eu am fler în ceea ce privește... Vezi, eu sunt o tipă de showbiz, Dane. Eu sunt un om de show. Nu mă... Noi n-am mai apucat să ne vedem, eu te-aș fi întrebat atunci, bă, de ce te bagi într-un domeniu unde, știi? Adică cel mai rău este să te bagi într-un domeniu unde nu poți să, pe care nu poți să-l controlezi, chiar dacă pui un om. Toate ingredientele necesare unui om care știa ce face. Asta zic, când te bagi într-un domeniu pe care nu-l cunoști, trebuie să-ți lași toată încrederea în cineva care se pricepe. Iar dacă ăla, da, devii dependent de omul ăla. Exact ce zice Cătălin. Să faci când omul ăla ajunge și e nașa, îți bagă lingura. Da, normal, na, cum să faci? Nu poți. Acum nu vreau, vorbim la modul general. Cum să faci o tâlhărie frumoasă, nu așa? Mai corect. Preludiu. Preludiu oricărei tâlhării așa arată, da. Dane, eu dacă nu știu, eu sunt rea de gură, dar eu în viața mea nu am furat un act unui om. Așa eu e. Nu știu să fur, eu nu știu să hohailesc, eu nu știu să jecmănesc, eu nu știu să păcălesc, nu știu. Eu dacă am furat în viața mea un pix, să moară Gibilan. M-am înroșit, m-am dat drepturile înapoi. Să nu, adică nu știu. Da, mă știu. Adică nu mie trebuie să-mi spui, că te cunosc ca pe sorme pe care nu... Următorul care a venit dormea pe 14, pe jos, mă, ce era, toți erau frați, surori și... Când a fost să-mi bage cuțitul mai adânc în spate, a fost primul care mi l-a băgat, pentru că telenovela One Life continuă. Nu știți decât 10% din tot. Păi știm cât ne-ai cât permis poate, să știm și cât parte, s-a putut. Crede-mă că aștept niște lucruri, pentru că ei oricum au tăvălit clinica. Mi-au băgat-o în insolvență, mi-au tăvălit-o, dar eu știu că la un moment dat adevărul, oricum adevărul este la suprafață, da. Clar adevărul este la suprafață. Și nu o să vreau să mă bagatelizez, pentru că sunt o tipă credincioasă, cel puțin din ce în ce mai mult. Cred că Dumnezeu îmi dă forța asta, pentru că alții erau la 3 metri sub pământ. La ce bani? Bă, da, și ar trebui să-i mulțumești, având în vedere prin ce am trecut. Deci eu spun că eu la ora asta... Întoarcerea asta către Dumnezeu este fabuloasă la tine. E fabuloasă, dar și crede-mă că este... sunt mai mult decât recunoscătoare, pentru că eu în momentul de față, astăzi când noi doi vorbim, eu sunt om care a pierdut mai bine de 7 milioane de euro. Așa, într-o râzând. Am vrut să zic, când ai spus cu moștenirea, cred că prin jurul sumei ăsta era, între 5 și 10 milioane de euro. Nu, Dane, ăștia-s bani pierduți în ultimii ani. Păi și moștenirea cât a fost în total? Tu cât ai luat? Păi moștenirea, fii atent, că la un moment dat și domnul Parte Vătămată mi-a zis, când am avut eu o discuție cu el în privat, că n-am știut așa, că ai...
doar 1,5 milioane de euro moșteniți. Eu am crezut ca la televizor că ai și 5 de milioane și m-am gândit că 15, eu auzisem un ceva, știi că noi n-am vorbit, că nu te întrebam niciodată de bani și nu asta e relația noastră. Eu aflasem ceva între 5 și 10, nu știu, undeva pe la 7. Nu, iubire, îți arăt, uite, când vin pentru tine, că ești principesa mea, vin exact cu asta. La mine au ajuns cu greu, de la răposatul domn Dan Petrescu, care s-a prăpădit împreună cu toată familia. Da, cu elicopter, cu avionul. Și cu avionul, că știi că eu, în mod normal, ca acționară majoritară la Agricomex SA, având 56% din acțiuni, trebuia să-mi iau pe partea mea la Agricomex cel puțin, atenție, Dan, cel puțin, fără exagerare, știi că nu sunt omul care să mintă, spun, cel puțin 25 de milioane de euro. Păi da, că era o afacere prosperă. Pentru că 20 de milioane de euro erau doar într-un offshore în Scoția. Bun. N-am luat. Cu chiu cu vai, domnul Petrescu a zis că mi-aruncă 1,5 milioane. Domnul Petrescu, așa, Dumnezeu să-l odihnească, era chitros cu el însuși. Adică... Bun. Domnul Petrescu, dai seama cu ce mână moartă mi-a dat ăia 1,5 milioane de euro. Cu greu. A zis el, atenție, pentru cei care nu știu, cred că cel mai bogat om din România. Cel mai bogat la momentul ăla, da. Cel mai bogat om din România. Nu Dan Petrescu, nu. Nu. Este domnul de la BRD sau BCR, nu știu unde a fost. Mă rog, nu, era cotat de cel mai miliardar. Deci care erau șansele ca acționarul minoritar, că eu aveam 56, el avea 44, care erau șansele? Știi, Dane, că noi fugăram pe unul Dragoș... și nu mai știu cum, da, să-l credeam, nu că, bun. Ce să vezi, mă, ăla era doar omul cu servieta. În momentul în care am intrat și într-adevăr în acte, de fapt, acționarul, cum ar veni, asociatul... Eu acum aflu că era Dan Petrescu. Băi, era Dan Petrescu. Doar cam care erau șansele, Dan? Da. Nu-ți Petrescu... Cu adică, da, care era șansele să fie asociat cu cel mai bogat om din România. Mulți s-ar fi bucurat, dar uite că n-a fost motiv de bucurie. Nu mai avem timp, Oana, când o să ne taie... Da, cu, spune multe, da. Da, e adevărat. Îți promit că vin acolo și te așteptăm, mă bucur.